Tu, hai, salutare și bine ați venit la nou episod. Hai să începem pe o nouă tură din... Mai să te-am angajat aici sau... Hai că vorbim cu Frencia Ionuț. Da, în fine. Iar să-i trăznesc una. Mașina de gunoi. Bă, cine se întreabă de ce am făcut treaba asta cu TikTok-ul? E... Bă, atâta sper să vadă bine. A pus niște informații pe acolo, de fiecare dată la ce oră postăm câte un episod, un exemplu, și asta pe TikTok, știi? Ca pe celelalte nu prea. Da, cu cine avem parteneriat, Discord-ul, o să-l pun pe undeva, că arată un pic mai bine. Și acum ar fi să dea follow și un alta la cont, știi? La conturi, să vă și pe Discord, care, na, sunteți noi, care un alta. M-am luat o gumă. Păi cam... mă cam duce un pic, dar în fine. Și acum vreau să fac primul test, să vedem cum streamer mode. Streamerul mode, ok. Văd că e activ. FPS. Hai să vedem. Nu e mare diferență, sincer să zic. Nu m-a făcut un pic mai întunecat, dar... Asta e. În fine. Mamă, nu mai pot cu guma asta, frate. E nebun la cap. Hai să ajungem în oraș. Am văzut câțiva... Vreau să văd câțiva player pe aici. Bă, o să ne petrecem timpul foarte mult pe server. Am luat decizia asta. Și văd că se mișcă destul de fluent. Și aseară a fost, nu știu, 400 de player. Bă, eu zic că ajunge pentru un server de 5M. Și 200 sau chiar 100. Adică, uite, acum e pe asta în paletă. Să se desfășoare mai multă activitate în paletă. Bine, să ai și opțiunea de a te duce în Los Santos dacă ai nevoie. Și gen cam atât, adică nu să merg peste tot, să te plimb pe mapă, să mă înțelegi. Asta e o chestie și ok să fii în Los Santos, dar parcă la 100 de playeri, un exemplu, nu e chiar, nu pot să zic că e chiar neplăcut, dar vorba vine. Că, na, mie nu știu, mai mult îmi place așa mai închis, mai, știi? Te-am văzut, mamă, de unde și-o parcat și eu la mașină, e nebun la cap. Stai să văd, să ia după mine sau nu să ia? Dar văd că nici nu tare vrea să ia o amendă, dar, în fine. Bă, nici nu pare rău că am venit aici. Și o să mai combinăm pe episoade. L-am văzut foarte mult că v-a plăcut, de fapt, și jocul cu... Cum se numește? Cu ăsta. Așa, hai că l-am plătit și noi. Jocul cu pescare, mă. O să ne mai jucăm și ăla. Că numai prin asta pot să-mi dau seama, prin like-uri și prin vizualizări. Cu cât cresc mai mult, cu atât pot să-mi dau seama că, bă, chiar vă place, știi? De-aia tot timpul vă zic, dați și voi un like și subscribe, că și un share la prieteni. Dacă vă place contentul pe care îl facem sau am, mă scuzați că vorbesc chiar așa. Că am mare gum în gură, adică ne. Stai să mă duc un pic mai aproape de asta. Tot că trebuie să, am văzut că trebuie să pești cumva de două ori. La treaba asta o să mă duc și o să mă îmbrac. Ia, vezi cum vrei să dai cu spatele sau de asta. Mamă, dar ce mod, adică îmi place mult modul de grafică pe care l-am pus. Nu mă întrebați de el că e unul destul de luat de pe net și nu pot să vă zic nici 100% care ar fi. Știi?
Hai că poate ne întâlnim acum dimineață cu băiatul ăla despre care am vorbit în episodul trecut. Poate facem rapid și un mic roleplay. Bă, să vedem dacă e că și așa n-am mai vorbit de foarte mult timp cu el. Na, vă dați seama că stai că trebuie să fiu atenți în caz să nu apare vreun pompilițe de alea, că după aia m-a rezolvat, e nu bun. Hai să vedem ce idee avem. 7, 6, 5, bai de. Am o oră și 2 minute. Sau 20 de minute, nu știu cum să ia. În fine. Stai să mă bag așa. Că după aceea cine știe pe unde ne pune să mergem, știi? A, aici ajunge. Și ce îmi place aici e și faza că nu... Ce vreau să zic? Nu vine playerul să-ți fure mașina sau să tragă în ea sau un roț. Bine, deocamdată n-am prins pe niciunul, dar vedem, nu-i după aia. Că... Dacă am... Deocamdată nu poți nici să-ți dai cu... Unde avem de mers, tata? Sper să fie ultima, adică... Da, mă, cum? Păi de ce? De ce m-au pus în partea asta? Hai că mergem încoace. Bă, durează oricum mult, un pic, o jumătate de oră. Ținând cont că... No, nu știu, mi se pare jumătate de oră sau cât am filmat. Bine, pot să zic și din povești sau din pierdut timp, dar nu prea pierd timpul, aia e... Una din faze, știi că dacă măcar dacă îi prinde, dacă îi pierde timp, dar nu pierzi deloc și... No, nu știu. Dar undeva la cât a fost primul episod pe server? 20 de minute, 20 ceva? Cam pe acolo. E aproape jumătate de oră dacă stai și te gândești. Stai să nu... Vă pe unul pe aici. Am înțeles. Păi, dacă ăsta se duce și noi ne ducem, nu? Apropo, ce vreau să zic e că o să numerotăm episoadele. Bine. Acum o să fac în felul următor. Am pe undeva pe la, bă, nu știu, 600 de episoade, un exemplu să dau. Cu numai cu 5M, știi? Și aș cam l-am pierdut numărătoare mai de mult pentru că insomma, am pierdut-o sincer. Deci am pierdut-o. Și nu mai știu numărătoarea pe episoadelor pe care l-am făcut foarte multe și pe privat multe live-uri în care au mai fost niște failuri în alta că vă dați seama și eu când am jucat 5M am dat de tot felul. O să mă cuvăd, dar mai bine ar fi să le iau de la început, adică acum am început cu nou server, să vedem până unde se duce. Poate apucăm vreo 500-600 de episoade, poate apucăm mai multe, poate, nu știu, n-am nicio idee. Dar înțelegeți voi unde vreau să ajung, știi? Și atunci mie mi se pare mai ok să le am numere toate. În caz dacă se uită vreo chestie, deci, bă, la pe live-ul sau episodul, că așa o să le și fac, live și episod. Numerotate. Astăzi e episodul 14 și dacă vreau și asta să fac live, o să fie tot 14 pentru că să continui faza ce am făcut de la episod. Dacă unul o să fie numărul 14 și următoarea zi numai o să vină un episod sau live, aici o să văd cum o să mă încadrez, atunci o să fie numărul 15. Normal. Știi? Sau poate o să pun 14,5 sau 14, nu știu cât, știi? Ca să le am chiar tot numerotat, să le avem așa în regulă totul, pentru că asta mă ajută pe mine mai mult, după cum am și explicat. Și... Welcome, vă știți și pe voi pe server, nu? Bă, vă știți și pe voi la un joc, poate ne cunoaștem, aveți o mafie, poate... Whatever.
știi? Chiar vreau să am pe cineva cu cine mă pot întâlni, să povestim, da? Ei, mă, nu că mă bag în seamă cu tine și încep să râzi, adică știi cine e. Că da, e meta. Adică, de măcar închizi și tu microfonul. Ca așa îmi dau și eu seama, știi, cu cine vorbesc. Și mai vedem, mai... Na. Mai povestim, mai învățați și voi, ăștia care vă sunt mai vechi, după voi, mă refer. Uite că adevărul că aici nici nu am ajuns până la chestia de farm, sincer să zic, pentru că... Na. Știți bine că l-am făcut în poliție anul trecut. S-a întâmplat ce s-a întâmplat, că a fost, cred că, băiatul ăla care prea așa că am dat cu părerea și, mă rog, nu prea m-a plăcut mie treburile alea, pe unul care prea trece în joc, știi, și... Bă, și eu am trăit la un moment dat în joc, mai ales dacă eram nou cu 5M, cu chestii de genul, dar nu-i... Ok, mai aici un caracter, mai târziu un alt caracter și așa mai departe, adică nu trebuie să te intereseze dacă ai pierdut, dacă, clar, ai ajuns, poate, în top 10 player de pe server și... Ce s-a întâmplat o chestie... Că uite, o să mai întâmplă, am întâlnit foarte multe persoane, mai ales, deci, mare grijă, nu împărțiți conturile între prieteni. Deci, dacă ai un prieten și pe ăla spune, bă, pa, mă, dăm și mie contul, că hai să împărțim. Nu. Pentru că după aia se pune, bine, dacă el se joacă de acasă, de la el, mă înțelegi? Atunci, el poate să pune același IP și puteți să ajungeți chiar și la CK să vi se șteargă cam tot de pe server și cam atât de tot. Știi? Și nu cred că v-ați dori treaba asta. S-a numit cumva mai de mult, nu știu dacă și acum multiplicare de conturi, parcă. A, da, și dacă prietenul tău face troll că, na, cam asta e să mai întâmplăm între prieteni, copii, poți să-ți iei bani definitiv și atunci cam pe acolo ești. Bine, oricum, normal, fondatorii mai verifică IP-urile, știi, pentru că fix pentru problema asta și o verifică să vadă dacă sunt multiplicări de ID, știi? De IP-uri, scuze. Pentru că tu te reconectezi cu un IP, știi? Știți voi prea mai multe decât mine, oricum, de mai multe decât vă povestesc normal. Și asta zic că n-am mare grijă. Dar în fine, bă, ce vreau să zic? Nu uitați de butonul de like și subscribe. Ne am ajuns la bază. O să ne punem mai mult să facem și pentru level și pentru un alta. Că, na, cam o să avem chiar nevoie. Nu știu cât de mult interesează. Mă rog, contează levelul. Ai una din faze, știi, și... Na. Asemenea să nu bani, acum ați văzut despre ce e vorba până la urmă, ce și cum aici, scoți mașina de acolo, duci mașina de gunoi și de aici ți-ai luat salarul. Imediat facem level 2, așa că eu v-am pupat, nu uitați de butonul de like și subscribe și nu știu nici cum mă cheamă roleplay, dar în fine. Da, clar. V-am pupat, pa, pa.